Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Satul meu. Ne-am întors în comuna Ghidici după ce în sezonul trecut, în toamnă, prima ediție a emisiunii a fost realizată și aici, la livada modernă și una dintre cele mai cunoscute din zona Olteniei și putem spune că este cea mai mare livadă din județul Dolj. O să găsim mai multe informații în interviul următor pe care ni-l va acorda domnul Constantin Tache, proprietar împreună cu familia al acestei livezi. Am văzut cum a fost astă toamnă și am revenit în această primăvară pentru a ne spune ce s-a întâmplat între timp în livada dumneavoastră. Să o prezentăm mai întâi, 18 hectare și ce specii avem. În primul rând vă spun bine ați venit, într-o primăvară care la început părea să fie foarte frumoasă, s-a schimbat un pic, vremea s-a răcit un pic și ne cam pune pe gânduri, dar oricum speranțele sunt mari. Plantația este o plantație super intensivă, este cea mai mare plantație super intensivă din Dolj. Probabil plantații clasice și bătrâne probabil mai sunt, dar plantație super intensivă este cea mai mare. Avem 18 hectare de cultură, din care 2 hectare plantația de piersic, parcela de piersic în care ne aflăm. Sunt 6 hectare de cireș și 10 hectare de măr super intensiv. Plantația super intensivă se alătură plantației clasice, care e mai veche, de 8 hectare, în care avem măr și prun. Deci, în total, livada de la Ghidici are 26 de hectare. Acum este iarăși un sezon foarte frumos pentru că înfloresc pomii și este o adevărată plăcere să stai într-o livadă înflorită. Între timp am făcut lucrările conform calendarelor, conform programelor, am făcut tratamentele de iarnă, de primăvară, am făcut tăierile de normare a producției, am făcut și un tratament pentru întârzierea dezmuguririi, având în vedere riscurile care sunt primăvara cu prunele târzii și cu temperaturile scăzute și, după cum vedeți, cireșul și mărul încă nu au înflorit, sunt acum în faza de deschidere. Piersicul este o specie mai timpurie, deși și aici am făcut tratament pentru întârzierea înfloririi. Florile s-au desfăcut, am scăpat de brumă și prognoza nu mai anunță eventuală brumă, dar sunt un pic îngrijorat de temperaturile scăzute din această perioadă și de vânturile foarte puternice care împiedică albinele care fac polenizare. În rest, lucrurile sunt foarte bune, precipitații au fost suficiente, optim. Am făcut și fertilizările, am făcut și întreținerea prin cosirea plantației, pentru că nu, plantația nu se mai ară, nu se mai, solul nu se mai prelucrează, se întreține prin cosire și lucrare pe interval. Deci la această dată avem 2 tratamente făcute, urmează să-l facem pe cel de-al treilea după căderea petalelor. În anul acesta urmărim să facem tratamente mai mult cu produse ecologice, în așa fel încât produsele noastre să prezinte un cât mai mic risc sau chiar deloc în ceea ce privește remanența produselor în produsul finit în fruct. Anul trecut ne povesteați în toamnă că veți desface sucurile de mere în anumite supermarketuri. Ce plan aveți pentru fabrica de sucuri? A fost un an de început când am prelucrat o cantitate mai mică de mere. Fabrica a venit târziu. Ne-am experimentat, ne-am calificat. Acum vom începe în forță și vom face nu numai suc de mere, vom începe cu sucul de cireșe, cu sucul de piersici, cu suc de prune și, în final,
cu sucul de mere. Deci dorim să extindem gama de produse de sucuri și sigur și preocuparea noastră este și să găsim o valorificare cât mai bună pe piața locală. De fapt, sucul de mere a prins foarte bine la consumatori. Am spus și asta toamnă, vă spun și acum, deci a fost subnatural, 100%, fără niciun fel de adaos și lucrul ăsta se pare că a fost apreciat. Vom vedea că vom fi alături de dumneavoastră pe parcurs. Să degustați dacă... și sucul de cireșe, de piepsi și de celelalte fructe, da. Aveți așa o estimare dacă anul acesta producția va fi una mulțumitoare pe categorii? Vă spuneam, condițiile până în acest moment sunt optime pentru o producție destul de bună. Sperăm să treacă și această perioadă rece. Sunt un pic îndoit în ceea ce privește producția la piersic. Și anul trecut mi-aduc aminte că... Anul trecut am pierdut-o în totalitate. Au fost brume de minus 3, minus 4 grade o săptămână la rând și n-am obținut niciun fel. La cireș și la măr însă nu se pune problema. Sperăm la cireș la o producție de 18-20 de tone la hectar, iar la măr undeva la 30-40 de tone la hectar. În total sperăm la 100-120 de tone de cireșe. Am luat legătura și cu cooperativa Unirea, care o să ne preia o parte din producție. La măr undeva la 400-500 de tone de mere. La cireșe, v-am spus, 100-120 de tone, iar la piersic, la 2 hectare, undeva la 30-40 de tone, dacă nu cumva temperaturile scăzute au împiedicat fecundarea și polenizarea. Deci brumă nu a fost, dar sunt un pic îndoit în legătură cu temperaturile scăzute, care sunt nefavorabile pentru perioada de polenizare, fecundare și polenizare. Să-mi spuneți câteva cuvinte despre vârsta pomișorilor. Știu că spuneați la momentul respectiv în toamnă că ați cerut și consultanța celor de la Institutul Mărăcineni. Puieții? Mai că am cerut consultanță, a fost avizul Institutului de la Mărăcineni, este obligatoriu în privința înființării plantațiilor și am avut avizul lor în ceea ce privește speciile și care le vom planta și l-am obținut, n-a fost nicio problemă pentru că suntem într-o zonă favorabilă pomiculturii. Vârsta? Plantația? Plantația, piersicul este în anul 3, iar cireșul și mărul în anul 4 de la plantare. Al doilea an de producție. Și aveți în plan și încă să extindeți sau să întineriți plantația? Da, am defrișat, am avut 2 hectare de cais și datorită condițiilor de brume târzii de primăvară care ne afectează an de an, n-am realizat niciodată producții decât în câțiva ani producții de cais și atunci am renunțat, am defrișat 2 hectare de cais și am completat cu 1 hectar de prun și 1 hectar de pere. Dar nuci? N-ar merge? Avem 1 hectar de nuci, e al 12-lea an, e în plină producție acum și avem producții bune de nuc, 1 hectar de nuc avem. Am uitat să menționez de la început, am zis numai măr și prun în plantația bătrână, dar avem și 1 hectar de nuc paralel cu șoseaua la intrare în plantație, care e în plină producție. Da. Are și rod, adică... Da. El este o specie care dezmugurește mai târziu, nu este afectat de condițiile de primăvară. Într-un an, din cauza gerurilor din iarnă, care am avut minus 29 de grade și atunci a fost afectat mai de mult, da. Prin 2011-2012, n-am avut asemenea temperaturi și a fost afectat.
vreau să menționez că avem numai soiuri de ultimă generație. Aici avem niște soiuri de piersici cu fructul plat, o realizare de ultimă generație, foarte aromate, foarte dulci, cu un sâmbure foarte mic. La fel și la cireș avem două soiuri foarte valoroase, tot de ultimă generație, Cordia și Regina, cu fructe foarte mari, cu pulpă consistentă, tare și foarte aromate. La măr ați văzut în toamnă, dar voiam să menționez la piersic și la cireș că sunt soiuri creații de ultimă generație, foarte, foarte valoroase și foarte căutate pe piață. Săptămâna trecută am fost în Spania, special cu o firmă distribuitoare de îngrășăminte cu microelemente foliare și am fost în foarte multe ferme pomicole și am văzut și ce să vă spun, așa cum arată acolo, aș fi vrut să rămân acolo, mi-ar fi plăcut să rămân acolo, dar zic că e mai bine să rămân la mine și să fac și eu ce am văzut acolo. Sigur, nu avem condițiile lor, condiții de climă vorbesc, pentru că ei sunt feriți de problema cu brumă și așa mai departe și sunt și mai avansați. E frumos să fii pomicultor în România, îmi place să fiu pomicultor în România, o fac cu pasiune pentru că meseria mea este. Ați și transmis mai departe am pasiunea? Am și transmis mai departe, am un băiat care este horticultor la fel ca și mine și lucrăm împreună. Problema la noi, cum v-am mai spus și în toamnă, este cu valorificarea producției. Suntem într-o piață comună europeană, venim cu fructele la aceeași piață, numai că prețurile, de exemplu, în Spania, un pomicultor primește 600-620 de euro pe hectar, iar noi primim 190. Și le vindem în aceleași condiții. La fel și polonezii. În producția de mere ne concurează de... Practic, nu avem cum să facem față datorită diferențe de subvenții. Ne defavorizează foarte mult subvențiile diferențiale. Dar în planul național strategic ați văzut ceva? E ceva semnalat pentru pomicultură? Sigur, se pune mult accent pe ecologizare, pe reducerea la cât se poate a insectofungicidelor, a îngrășămintelor, a pesticidelor în general. Părerea mea este că e un lucru bun, deși presupune un efort suplimentar, pentru că a înlocui pesticide cu pesticide, o parte din pesticide cu altele înseamnă efort financiar mai mare, chiar riscuri mai mari la atac de boli și de unători, dar până la urmă e bine pentru sănătatea consumatorului. De altfel, dacă noi stăm în piață, deși concurăm, v-am spus, cu fructele care vin din afară, noi câștigăm prin calitate. Fructele produse în România sunt net superioare calitativ datorită condițiilor de sol și de climă, sunt naturale aproape 100% în comparație cu ce vine din afară, unde mai mult cu produse chimice le produc și în condiții de sol În concluzie, ca și consumator, ar trebui totuși să citim acele etichete, să vedem proveniența produselor și să nu ne uităm doar la preț. Sigur, aș recomanda consumatorilor să nu să se ia după ce spune unul și altul, să ia, să consume și să se convingă că este o diferență foarte, foarte mare în ceea ce privește calitatea. Cu ce concluzie ați venit din Spania?
așa pe scurt? M-am mobilizat, m-am ambiționat să aplic ce am văzut acolo. Spania este numărul unu în producția de cireșe, de piersici și de caise în Europa. Și au tehnologii de vârf, dar suntem și noi în stare să le aplicăm și încercăm să le aplicăm. Optimist și de această dată? Da, foarte optimist. Așa am fost toată viața și... Poate așa. Și aici e secretul. Da, da. Am întâmpinat multe necazuri, dar am pus mai departe și... Și sunteți un exemplu de urmat? Acum depinde de fiecare ce își propune, da, și ce țintă. Da. Ne vom revedea, vă mulțumim de această dată. Vă aștept cu dragoste în luna iunie la recoltatul cireșelor și piersicilor. Sperăm să rămână producție de piersic, chiar dacă... Aveți nevoie de ajutoare? Ba, sigur, vă așteptăm cu drag. Mulțumim. Să vedeți și cum arată în timpul recoltatului o plantație de piersic și de cireș super intensiv, de măr ați văzut. Mulțumim. Localitatea Piscu Vechi și am venit aici pentru a vă arăta cum se face altoirea la nuc, la masă sau la sanie, iar specialistul este domnul Dumitru Neațu, inginer silvicultor. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Să începem prin a spune mai întâi câte ceva despre nuc, ce ar trebui să știm cu toții și apoi trecem și la partea demonstrativă. Păi da, să începem prima dată cu o scurtă istorioară. Să spunem că nucul este cunoscut în istorie încă de cu vreo 500 de ani înainte de Hristos. El apare în diverse scrieri a lui Pliniu cel Bătrân prin anul 23 după Hristos, care el spune că prima dată ar fi venit din China în Iran, după care romanii l-au adus în Europa. Apare în scrieri prin Grecia încă acum 2000 de ani, nu chiar 2000, Ovidiu exilat la Tomis, la noi, adică la noi, la Constanța. Dobrogea, da, spunea că îl vede pe toate drumurile și singur ține piept și la furtuni și la soare. Deci, un arbor rezistent, rezistent și în de altfel, și da, la vreme. Și iată că el s-a propagat în toate țările cu climă mediteraneană. Acum, ca și producție și productivitate, nucii sunt destul de scumpi ca și material săditor. Materialul obținut prin altoire, ceea ce vom face noi acum. Adică asta este o tehnică de multiplicare vegetativă. Un transplant de la un cal frumos la unul mai urâțel. Bun. Vine la noi în România. Am fost ca și producție undeva locul 2 în Europa. Prin anul 2001 am citit o statistică. Aveam undeva la 30.000 de tone de miez de nucă anual producție. Prima țară era Ucraina, care e de la noi. Deci în Ucraina nucul de la noi a mers, în partea Crimeei acolo, undeva, către Marea Neagră. Dar din 2001 n-am mai găsit nicio statistică să știm exact așa care este situația. Ca să obții un nuc bun, el se poate propaga, adică înmulți și generativ, prin semințe, prin nuci. Pui nuci în pământ, dar nu să avem caracterele mamei. Da. Vorbim de generații și de IF, de cum se transmit genele în lănțuit, nu? Nu se poartă niciodată copiii aceeași genă ca părinții, poate seamănă cu bunicii sau străbunicii și așa mai departe. De aceea am încercat să
multiplicăm nu cu prin altoire. Atunci obținem o plantă care are calitățile părinților. Din cunoștințele dumneavoastră, sunt multe persoane care apelează la serviciile dumneavoastră pentru această metodă de altoire? Ce să vă zic? Zic că da, eu, în momentul de față. Deci sunt... Adică mai sunt oamenii persoane interesați să obțină... Ca să învețe așa ceva, mai puțin. Deci chiar m-am străduit să găsesc pe cineva și să le predau tainele. Deci, da. Pentru că eu, deci vă spun, am stricat cel puțin 10.000 de nuci până... Și am și citit foarte mult și experimental în grădină, dar cel mai mult am altoit în câmp. O altoire foarte dificilă în câmp, pentru că principalul factor care influențează prinderea altoilor în câmp este căldura. De aceea, vă spun, într-un singur an am avut un procent de prindere care a fost cel mai bun, undeva la 71-72%, cel mai bun. Așa am avut destule eșecuri. De aceea acum încercăm la masă, îi altoim aici în solar, i-am scos, i-am avut o săptămână într-o seră cu căldură cu minim 18 grade, temperatura acolo ar trebui să fie constantă, undeva în jurul a 24 de grade. Acolo am avut 18, minimă cu 26-28, poate merge. Nu sunt foarte sigur, dar vom face, îi voi amplasa în mai multe dispozitive să vedem, să vedem rezultatul. În cât poate timp o să vedem rezultatul de la momentul 30-40 de zile. 30-40 de zile putem vedea rezultatul. Începem? Da, putem să începem. Spor la treabă, eu doar mă uit. Mulțumesc. Haideți să... În primul rând, ramurile altoi la nuc au mugurii, de fapt, au o viabilitate foarte scurtă. Asta este și ăsta un factor deosebit de important. Deci dacă îi ținem 30-40 de zile în condiții bune, la gheață, gheață cu paia, am ținut și așa și în frigider, pot să-și piardă viabilitatea. Acum astea sunt recoltate acum câteva zile, ținute tot la fel, puse după aceea în găletușe cu apă să se hidrateze puțin, pentru că o să vedeți, o să trebuiască să scoatem lemnul din dreptul mugurelui ca să, să se poată alimenta ei, între puținele specii la care trebuie să-i scoatem lemnul, o să vă arăt eu. Lăstarii trebuie să fie sănătoși, plantele mamă trebuie să fie sănătoase. Acum am să vă arăt și încă o chestiune foarte importantă, deci un mugure altoi foarte bun trebuie să arate așa, dacă vedeți. Adică mugurile să fie legate aici cu internodul, nu așa. Deci nu avem voie să avem spațiu aici, da? Deci ăsta este inapt. Dar putem să verificăm, să vedem dacă este, dacă este sănătos. Dacă este sănătos, trebuie să fie alb-verzui. Ia priviți-l. Deci este alb-verzui, da? Bun. Deci am verificat starea, da, de sănătate. Arată bine, da. Și acum, acum intervenim la mugur. O să prezentăm o altoire. Prin cărțile de acum îi spun chip budding, în engleză, un soi de așchie de lemn cu mugure, zic ei că s-ar traduce motamo. Eu l-am învățat procedeul ăsta ca fiind placaj de coaje cu mugure. În anul 5 de liceu la Timișoara, la Pădurea Verde, am avut ca și lucrare de bacalaureat obținerea plantelor altoite de Douglas, producătoare de semințe, plantaje. A fost un rezultat extraordinar, a fost cel mai bun la timpul respectiv, bineînțeles sub coordonarea domnului dr. Blada, Dumnezeu să-l odihnească, care s-a ocupat cu Douglas în România și cu Zâmbru. Atunci am deprins chestiuțele astea. Dar e foarte migăloasă chestiunea asta. Da. Ce faceți acum? Mai ales aici la nuc, putem să mai și greșim, că lemnul nu iese așa cum am vrea noi. Aici, dacă îi lăsăm lemnul, nu o să avem sorți de izbândă. Ia cătă că pe ăsta l-am reușit, zic, destul de bine. Mai este aici o șuviță, o poștiță. Deci lemnul din dreptul mugurelui la nuc și la măceș, vă spun, pentru altoirea trandafirilor, pentru multiplicarea trandafirilor,
trebuie să fie scos de aici, din dreptul mugurașului. Să rămână doar primordiile mugurului, care primordiile sunt primele frunzulițe care ies, mă înțelegeți? Și deci așa trebuie să arate. Da, deci luăm un portaltoi. Ce am omis să vă zic, să știți că portaltoii și ramurile altoi au fost tratate cu soluție de sulfat de cupru, 4%. Deci priviți aici undeva în zona asta sub coaje și lemnul ăsta alb, ca să zic așa, se află zona cambială sau cambiu. Asta este zona unde trebuie să stea buză în buză. Mă înțelegeți? Pentru ca să se prindă. Numai aici se produce, da. Aici se creează punțile de sutură, de legătură, alimentare și așa mai departe. Mă înțelegeți? Deci zona cambială, dacă vă uitați cu atenție deja, deci se va circulă în ei, ei lucrează. Uitați că a început să se îngălbenească puțin. Iodul își face apariția. Da. O să-l punem aici. Ups. Ia uitați-vă. Deci cam cum ar trebui să fie prins aici în călcâiul ăsta, frumos. O să rămână, nu cu are, deci produce o mare cantitate de calus. La alte procedee, că sunt foarte multe procedee de altoit, trebuie lăsat pe margine ca să producă calus, să se depună calusul, dacă nu aruncă altoiul în exterior. Îl scoate afară. Da. Dar aici, la placajul ăsta de coajă cu mugură, nu are suficient. După care o folie de rafie plastifiată biodegradabilă, trebuie să legăm bine și destul de strâns, da? Nu prindem mugurele. Și acum o să-i facem o legătură. Bun, rămâne așa. Din punctul meu de vedere, acest model de briciag, care îi se spune tip cosor, vedeți că seamănă cu săbiile dacilor, cu saxurile, este cel mai indicat pentru acest procedeu de altoire. Și mai este acesta universal, dar care trebuie să lucrăm cu spatula. Haideți să facem și cu el o altoire. Și perioada cea mai bună pentru procedeul ăsta, pentru altăire? Perioada cea mai bună este asta de acum. Pentru că ei o să mai stea încă 30 de zile, 40 în seră, după care îi vedem care se prind, îi scoatem și îi replantăm afară în câmp liber. Deci jumătatea lui martie spre sfârșit. Da. Facem procedura asta, se plantează și peste încă o lună de zile. Da. Uite dacă se vede ce frumos a ieșit ăsta. Uitați-l, mai are puțin lemn aici, dar îl scoatem și pe ăsta. Da? Și o să executăm transplantul imediat. Așa cum v-am zis, până la cambiu. Iar am tăiat altoiul un puțin mai mare, nu-i nimic. Se poate lucra foarte frumos în echipă aici, e mai simplu decât... Eu nu m-aș încumeta.
decât la câmp. Ia uitați ce frumos este. Super. Am omis să spunem soiurile care le multiplicăm aici. Deci, acesta care lucrăm la el acum este un soi franțuzesc, se numește Fernor, și mai avem un soi american, Chandler, și unul românesc, Velnița, care mi s-a părut mie a fi Și care dintre bun. Acestea este soiul cel mai rodnic? Păi, cel mai rodnic este greu de spus. În orice caz, zic Chandlerul, Fernorul și... Dar Fernorul și Chandlerul, că diferența între ele este la fructificație. Unii fructifică doar în vârful ramurilor, mă înțelegeți? Cum este Velnița noastră, fructifică parțial și pe... Deci mai face niște țepușe, dar mai puține, și fructifică parțial și pe interramuri, și Fernorul și Chandlerul au fructifică din abundență. Dar acum, nu știu, părerile sunt împărțite, să știți. În cărți se spune, în literatura de specialitate, că Fernorul ar fi și un bun polenizator pentru Chandler. Dar noi am avut în grădină, au fructificat toți, bine că au fost și puși pe rânduri acolo. Da, ia uite, aceasta este o ramură foarte frumoasă. Da, să mai facem încă una. Păi, cred că vă lăsăm pe dumneavoastră să continuați. Aici avem o ceară de altoit, eu i-am zis salifie de lene, cu care trebuie la procedeu ăsta uneori mai rămân în părțile laterale. Nu este perfect închis. Și atunci o să închidem cu această ceară. Care ajută să nu pătrundă apa, aerul și așa mai departe. Uitați-l, e înghețat, e compromis, se usucă chiar ramurile, florile sunt distruse în totalitate, anul ăsta nu o să avem caise. Înghețul de la sfârșitul lunii martie a făcut prăpădă în livezile localnicilor din multe zone din Mehedinți. Noaptea, temperaturile au scăzut sub 0 grade, a căzut brumă și chiar zăpadă, care au înghețat pe petalele pomilor înfloriți. Cei mai afectați sunt caișii și chiar piersicii, iar pomicultorii spun că vom mai avea încă un an în care aceste fructe vor lipsi. De altfel, în ultimii ani, înghețurile târzii de primăvară au afectat caisul, pom care în multe livezi s-a și uscat. În ultimele dimineți a fost foarte rece, temperaturile mult sub 0 grade și a afectat pomii și cel mai mult caisul că e înflorit. Și la îngheț face mole și se uscă ramurile tinere cu totul. Și pomul, la cai și pomul e afectat. La altă seară când a venit eu tura a doua, era zăpadă, deci totul alb, înghețat. Deci n-am putut să închid nici zăvorul la portiță, pentru că era foarte înghețat. Pomii? Pomii erau praf. Deci nu se știe ce va fi anul ăsta, măcar să avem de mâncare. Acești gospodari din satul mehedințean Bârda au făcut focul peste noapte cu speranța că vor salva pomii de la îngheț. Oamenii spun că au reușit să înființeze o livadă cu diverse soiuri de pomi, printre care și caiși, dar, în ultimii ani, parte dintre aceștia din urmă s-au uscat, afectați de înghețurile târzii de primăvară. La fel este și anul acesta, când ultimele zile din martie au distrus florile de cais. Totdeauna pe 25 martie. Anul ăsta a fost cu două zile mai mult de anul trecut. De 5 ani? Da. 5 ani nu am avut nicio prună în curte, niciuna. Din cauza înghețului atunci, în martie.
Și caisele, piersici? Caise și piersici foarte puține. Au scăpat merii. La fel stau lucrurile și în grădinile localnicilor din satul Bobaița. Temperaturile au fost noaptea sub pragul înghețului, iar florile de cais au fost compromise. Și aici oamenii spun că nu mai pot planta cais în grădina, pentru că din cauza primăverilor tot mai capricioase, pomii se usucă în câțiva ani. Și în Gorj, pomicultorii au atras atenția că livezile lor au fost afectate de temperaturile scăzute de la sfârșitul lunii martie. În zona de sub munte nu avem chiar toți pomii înfloriți. Primii pomi care înfloresc în prima decadă sunt caișii și piersici și în zona submontană avem pomi răzleții în cantitate mică, nu a afectat chiar așa de major frigul de azi noapte. Temperatura a fost de minus 3 grade în zona de submontană. Novaci, Bumbești, Jiu au fost pe dealuri și puțină zăpadă de dimineață, dar vremea era, timpul era mai în urmă decât în zona de câmpie și de deal din județul Gorj. Sperăm să nu fie de durată lungă temperaturile scăzute, pentru că o să producă pagube la pomii fructiferi din prima epocă. Deci, cum am spus, cais și piersic. În rest, ceilalți pomi și corcoduși. Ceilalți pomi încă nu au înflorit și nu se pot produce pagube, dar sperăm să nu vină îngheț cu ploaie și pe aceea îngheț, pentru că atunci se distruge și mugurile florale. La Cireș n-ar fi mare, pentru că nu-i deschis. Deci nu-i deschis întreaga frunză, nu iasă floarea, n-a ieșit floarea, dar e pe aproape ieșită, că se vede. O să avem de import. Aici este durerea mare, că aici a fost, aici, zona noastră toată, că dacă ne uităm cât e dealul ăsta tot, e numai Cireș, nu este nimic tratat. Totul este natural, așa cum le lasă Dumnezeu, înțelegeți? Dacă Dumnezeu ni le ia... Deocamdată, pentru că nu au înflorit ceilalți pomi, nu au fost afectați de îngheț, dar pomicultorii din Mehedin și Gorj nu sunt optimiști în privința producției de fructe de anul acesta. Lipsa forței de muncă aduce mari probleme celor care lucrează în domeniul agricol în județul Mehedinți. Fie că sunt crescători de animale, cultivatori de terenuri sau legumicultori, oamenii susțin că le este din ce în ce mai dificil să găsească personal disponibil pentru aceste munci. Cel mai mult, criza se resimte când vine vorba de angajați care să lucreze pe utilajele agricole, care sunt tot mai performante și necesită o pregătire specială. Acest crescător de oi din comuna Șimian, județul Mehedinți, spune că ar oferi și 3.000 de lei lunar unui tânăr care să-i păzească oile, însă nu a găsit pe nimeni disponibil. Eu țin 500 de vite de cât eu și cu nevastă mea. Și le-am găsit singuri? Că atât. Și nu mai putem, că suntem trecuți de 60 de ani și nu mai putem să le mai ținem. Mult așa nu le mai ținem, că nu se mai poate. Nu se mai poate, că n-ai cu cine. Tineretul nu vine să lucreze. Tineretul nici nu-i place să muncească și nici la oi nici atâta nu le place. Oile au program 24 din 24. Nu este ca la servici 8 ore și să se ducă acasă. Și mai dificil este când vine vorba de angajați care să lucreze pe utilajele agricole care sunt tot mai performante și necesită o pregătire specială. În ziua de astăzi lucrăm cu tehnică modernă, care necesită calificare, care nu poți să sui pe oricine pe un tractor din 2022. El este, are tehnologie, are... Are tehnologie, chiar, da, chiar putem spune de ultimă generație și atunci e nevoie de cineva care să-l mânuiască, pentru că altfel nu poate să meargă totuși chiar singur. Dar oamenii fug să lucreze în agricultură? Oamenii în ultima vreme cam fug de muncă, nu neapărat de agricultură. Și orice are legătură cu munca e destul de greu să-i convins să lucreze. În schimb, lucrătorii din Podgorii au nevoie de muncitori care să execute lucrările manuale, deoarece tăiatul și legatul viei nu se pot face mecanizat. Ca să-și asigure forța de muncă, pe lângă salariu, reprezentanții unei ferme viticole din Mehedinți le oferă muncitorilor care lucrează în vie și masă și chiar cazare celor care vin de la distanță. Este relativ dificil să găsim forță de muncă în ziua de astăzi, că via se lucrează manual destul de mult, sunt lucrări specifice care sunt doar manuale și atunci e nevoie de forță de muncă și pe viitor o să fie probleme în direcția asta. Știu că ați făcut cumva o investiție și în combine care să culeagă, tocmai pentru că nu aveți... Da, de recoltat există posibilitatea asta. Problema este cu lucrările de tăiat, de legat via, unde trebuie să fie
persoane să facă lucrările respective? Nu avem nici oameni care să fie specializați, să-și cunoască, dar nici efectiv nu mai este forță de muncă în țară, pentru că majoritatea au plecat din țară și vedem ce se întâmplă cu statul românesc. Nu mai sunt efectiv oameni, nu mai sunt copii, nu se mai nasc copii în sate și, din păcate, pentru sectorul agricol, pentru agricultură, e o mare problemă. Paradoxal este că, în Mehedinți, cea mai ridicată rată a șomajului se înregistrează în zonele rurale, adică exact acolo unde fermierii au nevoie de muncitori. Imagine de basm la sfârșit de martie într-o pădure din Gorj. Pădurarii și localnicii din comuna Dănești au păzit o floare pe cale de dispariție. La Leaua Pestriță a răsărit pe o suprafață de 100 de hectare, iar în fiecare an aceasta este păzită de un pădurar, dar și de oameni ai locului care au grijă ca turiștii și localnicii să nu distrugă planta. În perioada martie-aprilie suntem delegați de la Ocolul Silvic Târgu Jiu, împreună cu încă doi colegi, să facem pază și patrulare colectivă pentru a preveni sustragerea și ruperea acestor flori rare care sunt la noi în Târgu Jiu. Cei care vor să rupă un fir din Laleaua Pestriță riscă să primească o amendă de 5.000 de lei. Deși zona este una privată, proprietarii au înțeles că au o comoară naturală și o protejează. Sunt și localnici care vin în pădure pentru a se asigura că nimeni nu rupe Laleaua Pestriță. Aceasta este cunoscută și ca floarea de șah și asta datorită desenelor de pe petale asemănătoare careurilor de pe tabla de joc. 2-3 suntem împărțiți fiecare cu zona lui. De exemplu, vine seara sau dimineața și ne spune: tu ai zona cu tare, tu ai zona cu tare, mergi acolo, verifici și te uiți. Nu avem niciun fel de problemă, niciun fel de asta. Dacă sunt probleme, anunțăm pădurarul, vine, discută la nivelul dumnealor. Noi ne facem datorie ca cetățean și ca om al pădurii, cum îmi place mie să spun. Pur și simplu un covor de flori. Cred că suntem al doilea județ, am înțeles că mai undeva, la Bistri sau ceva asemănător, dar restul este o plăcere să mergi și să tragi aerul curat din pădurea Botoroci. Sunt flori rare și sunt de o frumusețe inestimabilă, pentru că ele dau vestirea primăverii. Deci aici în pădure, în momentul când apare iarba verde de jos, ele dau culoarea mov, începe să pleznească mugurul la mărăcine și la pădure și este ca un tablou. Și în județul Dolj, la cel mult 5 km distanță de comuna Poiana Mare, lucrătorii Ocolului Silvic păzesc pădurea Ciurumela, declarată prin hotărârea Consiliului Județean în 1994, arie naturală protejată de interes local. Această pădure, din ce știu eu așa, este formată pentru specia salcâm, Robinia pseudacacia. A fost adusă din statul Virginia, din Statele Unite ale Americii, pentru a proteja nisipurile mișcătoare din sudul Olteniei. Adică aici, în sudul Olteniei, erau nisipuri care le mișca vântul și această specie salcâm, având rădăcina trasantă, pivotant trasantă, stabilește acest salcâm. Din surse neoficiale ar fi fost la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, adus de regele Carol un inginer polonez cu această specie care să stabilească dunele de nisip. Marele profesor Drăcea a venit cu o echipă de ingineri silvici americani și, văzând această zonă, a zis că salcâmul a găsit a doua patrie, adică sudul Olteniei. Fost grădina boierească, adică terenul se pare că ar fi aparținut la un boier și ar fi fost grădină. Terenul e foarte bun și după aia i-a zis Ciurumela, nu știu să vă dau acest răspuns de unde vine numele Ciurumela, cred că de la localnici. În această arie protejată e constituit trupul de pădure unde suntem acum, numit Ciurumela, unde există un salcâm, varietatea Oltenica, constituit la noi în unitatea amenajistică 136B, cu o vârstă de 50 de ani de zile și o suprafață de 8,03 hectare. E o varietate Oltenica descoperită de cercetătorii de la Institutul Silvic de Cercetări și Amenajări Silvice din Craiova în secolul trecut
și au descoperit niște beneficii ale clonei respective prin sporurile, prin sporuri mai mari în diametru, între 120-143%, adică diametre mult mai mari, creștere în înălțime mult mai mari și volumul de masă lemnoasă. Prin asta e renumită varietatea respectivă. Pădurea se află în administrarea ocolului Silvic Poiana Mare, din cadrul cantonului 10 Ciurumela. Cei care lucrează în ocolul Silvic trebuie să execute lucrări în arboretul respectiv în funcție de prevederile care sunt prevăzute în amenajamentul Silvic. Acolo sunt prevăzute tăieri de igienă, de extras, de exemplu, arbori rupți, atacați de dăunători, pe care noi trebuie să-i extragem și să nu-i lăsăm în arboret. Nu se înlocuiesc arboretul la vârsta exploatabilității, atunci se substituie sau se regenerează. Sunt singur pe 323 de hectare, dintre care 8 Ciurumela, prin mai multe patrule zilnice. Ați avut parte de incidente neplăcute? Nu am avut incidente neplăcute în această zonă, nu. Turiștii au voie să vină pe aici? Nu au voie turiștii decât cu un delegat de la ocolul Silvic Poiana Mare. Însoțiți de un delegat de la Poiana Mare. Dar nu s-a întâmplat până acum? Nu s-a întâmplat. Să prezinte interes? Nu. Au venit domnii de la ICAS, de la cercetări. Specialiști? Da, specialiști. În Dolj, 18 zone de pădure au fost încadrate prin hotărâri ale administrației județene și locale în categoria arii naturale protejate de interes local, totalizând peste 2600 de hectare cu specii valoroase de salcâm, stejar sau frasi. Chiar dacă este asigurată paza în aceste zone protejate, dezarmant este faptul că acestea sunt înconjurate de gunoaie de tot felul, ceea ce arată în ce măsură respectăm și prețuim natura și cât de civilizați sunt. Mai sunt și cetățeni care, spre rușinea noastră, nu fac ceea ce trebuie să facă. Adică, în loc să ducă gunoiul la tomberon, la mașina de care îl ridică, îl împrăștie în mod ilegal pe câmp. Au fost sancționați, avem poliția locală, avem o grămadă de amenzi date, dar se pare că, cu toate că primesc amenzi și asta, tot le-am mai adunat, le-am mai strâns, le-am mai ăla, dar se pare că am avut și un program cu România Curată. S-a făcut în această zonă de 2 sau de 3 ori curățenie și totuși persistă această obișnuința oamenilor de a arunca gunoiul la marginea satului. E și foarte aproape de sat, acest punct, acest trup de pădure. La 5 km, nu? Poate mai puțin, că e chiar între două sate, între satul Tunarii Vechi, care aparține de Poiana Mare, și între Piscu Vechi, care aparține de Piscu Vechi.